Salvatorii timișeni au participat la un eveniment educațional dedicat siguranței motocicliștilor. Pompierii militari au desfășurat un exercițiu demonstrativ în care a fost simulată o situație de urgență reală cu un motociclist implicat într-un accident rutier. A urmat un instructaj practic, unde cei peste 100 de participanți au învățat tehnici și manevre de acordare a primului ajutor medical de bază, esențial în salvarea de vieți. Evenimentul a subliniat importanța purtării căștii de protecție de către motocicliști, ținând seama de urmările grave ale scoaterii acesteia în mod nepotrivit. Transmitem felicitări organizatorilor și partenerilor, dar și tuturor colegilor participanți pentru sprijin și implicare. Prin educație și conștientizare contribuim activ la reducerea riscurilor și la protejarea vieții. O acțiune corectă poate face diferența dintre viață și moarte, transmit reprezentanții ISU Timiș.